Bun găsit, dragii mei! Astăzi este o zi importantă. De ce? Pentru că m-am gândit să fac un preparat cu sos de mărar. Facem o ceapă de porc pe care o aruncăm în tigaia încinsă, acoperim vasul. Hai să punem și puțin piper de la început. Sare. Ceapa de porc, să știți că a fost înainte asezonată cu cimbru mult. O ceapă roșie pe care o vom tăia, peștișori, ardei gras pe care îl vom tăia și pe el și subțiri. Între timp ceapa dezvoltă arome nebănuite în bucătărie. Adăugăm acum aceste fantastice legume. Un strop de apă, dacă aveți vin, sunteți liberi la alegere, acoperim vasul ca totul acolo să fie îmbietor. De ce trebuie să folosim un capac atunci când suntem în bucătărie? Pentru că toate aromele vor rămâne în interior, da? Și atunci preparatul va fi și mai gustos, mult mai gustos. De-aia vă recomand, puneți capace peste mâncăruri ca să rămână totul acolo, ca toate aromele îmbietoare să fie în interiorul preparatului. Iată, ceapa deja începe să se moaie, ardeiul la fel. Îmi place. Eu vă recomand să folosiți smântâna animală. Este și o smântână specială în magazine care este vegetală, dar eu vă recomand pe cea animală pentru că dă mult mai multă savoare și gust important. Puțin praf de sfeclă îl vom folosi și pe el pentru decor. Hai să adăugăm smântâna. Acoperim din nou vasul, mărim temperatura și lăsăm să fiarbă la un foc nici prea tare, nici prea moale, 2-3 minute maxim. Dacă este sos de mărar, hai să punem și puțin mărar în farfurie așa crud, da, să-l avem peste preparat. O să tai și puțin pătrunjel creț și niște plante aromate. Ia să vedem, avem aici. Interesant. Bun, mâncarea este gata. Am ales o farfurie neagră. Încununăm preparatul cu o coroniță din pătrunjel și mărar și puțin roșu, parcă nu strică. Poftă bună și o zi cât se poate de gustoasă. Vă doresc!